Eu, criptohead bine ai revenit la încă un episod aici pe canal. Astăzi vorbim despre un lucru pe care l-am tot auzit în ultimii ani, ce nume întrebarea asta. Cum fac să intru într-un proiect la început? Și am o metodă super simplă pentru tine, pentru a face lucrurile astea la doar câteva clicuri distanță, direct din exchange. Așadar, mergem în primul rând pe Bybit. Apropo, pentru cei care nu au văzut cum să-și facă un cont, cum depozitează și cum retrag, am în descriere primul clip din această serie în care folosim platforma celor de la Bybit și ne uităm pe ceea ce poate să ne ofere. Deci, astăzi vorbim despre oportunitățile de intrat în proiecte la început. Și ca să ajungi acolo, după ce ai ajuns și te ai logat în platforma Bybit pe exchange, mergi la tabul acesta de trade și vezi mai jos acest spot X. Și o să luăm la rând câteva dintre ele ca să vedem ce poți să faci și cum poți să faci. În primul rând, ne uităm pe zona asta de buy starter, una interesantă care în ultima perioadă nu a mai avut proiecte noi, dar de fiecare dată, cel puțin când a, până acum când a avut, a fost vorba de proiecte importante. Adică am avut SUI anul trecut și după care a venit Mental. Adică două proiecte despre care știți și voi că sunt super mari, top 100, fără niciun fel de problemă. Cum se întâmplă treaba asta pentru viitoarele proiecte? Super simplu. Mergem aici să vedem detaliile și despre ce este vorba. Există o perioadă. Este asemănător cu, pentru cei care sunt familiarizați cu conceptul de Launch de pe MultiverseX cu acea loterie asemănător și în acest buy starter. Practic, vii și aloci un număr de USDT, să zicem, și pui la bătaie pentru loterie. În momentul în care ai câștigat, suma pe care tu ai blocat-o este convertită automat în tokenul respectiv și dacă nu ești câștigător, ți se returnează banii pe care i-ai pus la bătaie, așadar risk free, nu? Super bună oportunitate și bineînțeles că este pe tierurile pe care le ai ca utilizator de exchange. De exemplu, pentru Mantle, pentru un colateral de 100 de dolari, fiecare membru non-VIP a primit 1000 de menete. VIP 1 a primit 2000 de menete, la fel VIP 2, VIP 3 2100, VIP 4 2100 și VIP 5 suprim 2200 de mental. Deci, partea de buy starter super simplă, spuneam asemănătoare cu conceptul pe care îl vedem pe Multiverse la launchpad-ul uh, lor. După care există și acest Bybit Launchpad, unde o să găsiți proiecte de fiecare dată și sunt două posibilități de subscripție. Din nou, subscripție în Mantle. Presupun că ați observat și voi, mental în ecosistemul Bybit este un fel de tokenul exchange-ului, chiar dacă nu este o legătură atât de strânsă cum vedem în alte părți. Așa, dar pe launchpad, cum poți să faci lucrurile, vii și ori pui o subscripție folosind tokenul MNT și se stabilește un raport în funcție de câți participanți sunt în această subscripție și cât MNT este blocat în total. De exemplu, în cazul de față, o să primești un PBUX pentru fiecare 0,6006. MNT. Sau poți să intri și aici într-o loterie dacă folosești USDT. Ajungi în pagina asta și vezi posibilitățile pe care le ai, doar că înainte, pentru că și aici sunt mai multe perioade, este cea de snapshot, apoi de subscripție, de distribuție și de alocarea a rezultatelor, uh, trebuie să îndeplinești anumite sarcini. De exemplu, să ai 50 de MNT în cont la momentul snapshot-ului sau 100 de USDT, lucru care, de exemplu, în cazul meu nu s-a întâmplat, așadar nu pot să fac commitment pentru acest proiect, dar destul de simplu din punctul meu de vedere și există anumite capuri. De exemplu, trebuie să depozitezi minim 50 de MNT în acest pool și este un cap superior undeva la 4000 de PBUX, 4000 de bucăți de PBUX per fiecare user pe care poate să-l câștige. Pe partea de loterie poți să pui la bătaie 100 de USDT și pentru fiecare bilet de loterie pe care îl câștigi vei primi 200 de PBUX. Partea de launchpad, din nou, super simplă. Hai să vedem ce proiecte au mai fost în trecut pe launchpadul celor de la Bybit. Am avut asta un return de 2200% în prima săptămână, Real CBX. Ok, destul de interesant și super simplu, din nou. Toate lucrurile astea sunt super simplu de folosit. Apoi avem partea asta de token splash, care mi se pare la fel interesantă și care vine cu anumite oportunități pentru cei care sunt useri noi, pentru cei care își fac cont. De exemplu, mergem pe unul dintre proiectele astea, Hai să intrăm pe Mew, care este unul dintre proiectele cunoscute din zona de meme coins și vezi condiția asta. Dacă ai un cont făcut între 18 aprilie și 7 mai, intri automat în acest bonus în care dacă depozitezi 25.000 de miu sau depozitezi 100 de USDT și tranzacționezi volum 100 de USDT în această monedă, câștigi 5.000 de miu. Dar există și posibilitatea pentru cei care sunt deja membri Bybit, care au deja cont, să intre în acest trade and earn pentru premii totale de exemplu, în cazul ăsta de 15 milioane în moneda respectivă, și tot ce trebuie să faci este să tranzacționezi un, un volum de 1000 de USDT pe spot pe mu, ca să intri în acest price pool în care poți să câștigi până la 200.000 de mu. Super simplu și în cazul ăsta. Deja avem 3 oportunități de care poți profita fără să ai prea mari bătăi de cap. Și apoi, cel care mie îmi place cel mai mult este acest launch pool pe care l-am și folosit și o să vă arăt cum a decurs cel puțin pentru mine în proiectul pe care l-am testat la momentul respectiv. În momentul de față, de exemplu, poți să particip în launch pool-ul pentru Merlin Chain, pentru moneda Merl. Și lucrurile sunt iarăși super simple și în acest caz. Poți să depozitezi moneda în sine, Merl Pool, astea sunt pentru monede deja lansate, proaspăt lansate, să spunem așa, sau poți să depozitezi într-o piscină cu USDT. Și vezi aici mai jos care sunt și APR-urile în acest moment. Mai are 3 zile de staking în momentul de față, început de pe 19 aprilie, de acum câteva zile și bineînțeles că în primele zile o să ai un APR mult mai bun până se strâng oameni, pentru că principul este același. În primul rând mergi dai register și apoi o să vezi că există un price pool, sunt în total 2.100.000 de monede și acestea se împart la Totalul de monede alocate în această piscină. Evident, cum spuneam în primele zile, o să fie mai puțini utilizatori, deci mai puțini monede, așadar un APR mai mare și există și aici diferența între APR-ul pe care îl câștigă cei care au membru VIP, față de cei cu membru normal. În cazul de față, de exemplu, sunt 28 de milioane de mărl puse la bătaie pentru 2,1 milioane în total în piscină, la fel 2,1 milioane și în piscina de USDT. Dar o să vedeți că evident tot timpul APR-ul pe zona de USDT este mai mic pentru că oamenii care au stable pun la bătaie fără niciun risc uh, mult mai ușor decât să o facă într-o monedă care are volatilitate. Și aici îi de exemplu, este de 73%. Spuneam că am folosit și eu treaba asta și am folosit-o în momentul în care s-a lansat Etena cu tokenul ENA despre care am vorbit și pe Twitter și am avut un APR foarte, foarte, foarte juicy undeva la 1073% până la final pentru că în primele zile a fost chiar mai mare decât atât. Și o diferență importantă la acel moment a fost că Etena fiind un proiect cu destul de mult hype și cu destul de multă substanță în spate a oferit acest APR mare la o monedă care a și făcut 3x de la listare. Pentru că în general știți cum merg listările, mai ales la proiecte care au airdrop-uri și așa mai departe, primele zile, primele săptămâni nu sunt cele mai bune de foarte multe ori. Am avut undeva la 10 zile, dacă nu mă înșel, 7 zile de staking în care aveai un cap pe care puteai să-l depozitezi de 5000 de ENA. Am folosit o parte din airdrop ul pe care l-am primit de la protocol, l-am băgat direct în Bybit și rezultatul a fost unul foarte bun pentru că am câștigat numai puțin de 1.100 100 de ENA în câteva zile. La valoarea de piață pe care o are acum, în jur de un dolar, sunt 1100 de dolari făcând nimic. Doar făcând holding la o monedă pe care oricum voiam să o țin. Iar APR-ul și pe USDT a fost unul destul de bun, 633 de procente și aveai un cap, dacă nu mă înșel, de 2000 de USDT pe care puteai să-i pui la bătaie. Apoi a mai venit și A.Pyron și în momentul de față, spuneam, este Merlin Chain. Tot felul de posibilități, risk-free, pentru a participa în proiecte noi. Există și zona asta de airdrop hunt în care poți să intri și să intri automat într-un airdrop giveaway, cum vrei să spui, după ce completezi câteva task-uri simple, sociale, de follow, de câteva chestii, de depozitat 100 de safe sau 100 de USDT, de făcut volumul 100 de dolari și ai șansa să câștigi câteva monede din fiecare. Așadar, o grămadă de oportunități pe care le ai în momentul în care vrei să intri la început în proiecte. Bineînțeles, nu vorbim aici de runde de seed, de private, de public și așa mai departe, ci vorbim de oportunități pe care le ai la două clicuri distanță în momentul în care ești ocupat cu alte lucruri, nu faci cine știe ce, ai niște bani care stau în exchange oricum și nu sunt puși la muncă și atunci poți să intri și să te folosești de oricare dintre aceste oportunități. Bineînțeles că pe lângă asta ar trebui să ții un ochi și pe listările care apar pe exchange. Dacă vrei să fii printre primii care urmăresc o anumită monedă când este lansată și pentru asta poți să recomand să dai follow direct contului Bybit pentru a vedea când se lansează și ce se lansează, să vezi când apare o oportunitate nouă pe Launchpad sau pe Launchpool sau în oricare dintre aceste oportunități pe care ți le-am prezentat astăzi. Sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, apasă butonul de like și spunem ce ai vrea să vezi în următorul episod în care ne vom focusa pe partea de tranzacționare. Mergem și facem pas cu pas cum ar trebui să arate, cum ar trebui să te pregătești și cum tranzacționezi pe piața de spot. După care, dacă vedem că este cerere destul de mare, o să vorbim și de partea de derivate și de leverage trading. Dar haideți să le luăm pe rând. Aștept așadar în comentarii feedback-ul tău și să-mi spui la care dintre aceste oportunități ai apelat și tu și cu ce ai ieșit în găștig de aici. Bineînțeles, îți aduc aminte ca în descriere clipul în care îți arăt cum să-ți faci cont, cum să faci depozit și așa mai departe și ne vedem la următorul clip tot aici pe canal. Bye bye!